Dacă și voi credeți în jocul întâmplării, haideți să extragem 10 bilețele care pot deveni 10 previziuni pentru perioada imediat următoare. Dar rămâneți până la final să vedeți și câte dintre acestea sunt posibile. În perioada imediat următoare revine ceva din trecutul vostru. O persoană, o situație, o amintire sau, iată, poate o iubire imposibilă, nu? 3. O declarație. Ce declarație? De dragoste, de independență, de orice. O moștenire. Poate de asta e legat ceva din trecut? Un premiu. Iată, mai și câștigați ceva. Mai departe. De treptare. Un examen ratat. Se mai întâmplă și lucruri neplăcute. Nu-i nimic, îl mai dați odată. Un prieten bun. Poate cineva din trecut, nu? Un prieten bun vă este alături. Hai să vedem. Aveți grijă că apare și un mic pericol. Ia să vedem câte avem. Avem 9. 9. Și mai trebuie una. Și se fac 10. Și asta este 10. Bunuri noi. Deci vă cumpărați și niște lucruri. Ia să vedem aici câte din acestea sunt posibile și se vor una. Una dintre acestea se întâmplă. Să sperăm că cea mai bună dintre ele. Succes!